După anul nou, nu va mai fi posibil de cumpărat o casă. Toate tranzacțiile vor fi doar prin transfer bancar. Ai încercat să pleci în București? De la 21 de ani. Depunând mult efort, poți să faci bani și acasă. Ce au fost peste 3000 de apartamente doar în Chișinău. Nu te-ai de sfera imobiliară. Este vorba de oameni noi, de tranzacții interesante care în fiecare zi te fac să te dezvolt. Dacă eu doresc să procur, de ce ar trebui eu să apelez la tine? Aștepți un an de zile în care Prețul crește constant, lunar sau o dată la două luni. Într-un an, poți avea un profit plus 35%, Și este doar cu buletinul, fără niciun venit oficial. Un nou podcast cu unul din cei mai buni agenți de la noi din Chișinău și din București, dar asta o să revenim acuși. Iana, mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră. Salutare, mersi și ție! Eu vreau să încep în primul rând cu... Zvonul cel mai important: că am înțeles că după anul nou nu va mai fi posibil de cumpărat o casă. E adevărat? Da, este adevărat. S-a propus o lege prin care după anul nou toate tranzacțiile vor fi doar prin transfer bancar. Astfel va fi un pic mai anevoios. Deci, asta presupune că dacă ai cash, tu absolut nu vei mai putea să faci o achiziție a unui imobil. Da, dar asta se va întâmpla doar în anul 2025 și mai avem câteva luni în care puteam profita de oportunitatea de a achita cash. Spune-mi, te rog, de la ce vârstă a început, în genere, sfera imobiliară? Deci, de la 21 de ani. 21 de ani. Acum îți primești experiență de câți ani ai? 6 ani. 6 ani. Din câte cunosc, ai încercat să pleci în București. Deci, am lucrat 2 ani acolo. Mhm. Uh -huh la fel în sfera imobiliară. Uh -huh. pot să știu de ce ai revenit în Chișinău? Eu mi iubesc foarte mult țara și locul în care m-am născut, de aceea aș vrea să dezvolt ceva aici. Depunând mult efort, poți să faci bani și acasă, fiind alături de familia ta. Eu presupun că ai plecat la București, fiindcă acolo sunt oportunități mult mai mari și acolo să câștig mai mult. Corect sau eu poate eu nu am dreptate? Este corect. Bine, și asta nu te-a motivat să rămâi acolo? Nu, pentru că pot câștiga și aici. Fiind în Chișinău, poți câștiga la fel de bine. Din experiența ta, ce complexe de top din Chișinău, poate și chiar din București, ai vândut? Deci în Chișinău a fost Oasis, uh -huh. care toată lumea îl cunoaște, Eminescu Residence, la fel un complex super. E, puteți să-mi spui și o cifră oarecare de apartamente, adică ca să oamenii să înțeleagă? Deci au fost peste 3.000 de apartamente doar în Chișinău. Uh -huh. Din complexele care a fost, da? Da. Dar în București? În București, deci peste 200 de apartamente. Uhum. Ținând cont de experiența pe care o ai, cum crezi, care sunt cele mai profitabile investiții la ora actuală? Deci, cu siguranță, cele mai profitabile investiții sunt cele făcute la lansarea proiectului sau la stadiul de construcție. Din care motiv? Pentru că cumperi cu un preț foarte mic. Deci, cumperi cu cel mai mic preț posibil. Uhum. Pentru că ai o achitare în rate. Practic, toate companiile, la început, ne prezintă o achitare de 10%, uhum. 20% prima rată. Astfel poți să investești o sumă mică. Ai putea să-mi spui un complex din Chișinău în care ar merita de investit acum, la etapa care ai spus -o? La moment aveam foarte multe complexe, de genul dat, am avut multe lansări în ultimele luni. Uh -huh. Unul din ele ar fi Telecentru, aveam complexul Solaris, uh -huh. unde puteți investi cu 10% prima rată. Uh -huh. Bine, și dacă să vorbim de București? De București avem la fel, multe complexe, 30% primarată ar fi Nusco City, care este în sectorul 1, este cel mai, cea mai bună zonă din București, uh -huh. zona de nord. Care a fost cea mai mare achiziție ca investiție ai avut din partea unui client? Deci a fost la București, uh -huh. un client a cumpărat un pachet investițional, adică mai multe apartamente uh -huh. la lansare în sumă de 2 milioane de euro. Bine, bă, complexul dat deja s-a lansat sau încă nu? Da, am da, Deci a fost am lansat un an în urmă. Am înțeles și deja, pă, din câte înțeleg, el are un profit acum oarecare considerabil. Investiția a fost făcută cu scopul de revânzare uh -huh. și la ora actuală deja suntem în profit cu investiția dată. Ai putea să-mi spui o cifră cam cât ar fi în profit de clientul dat? Deci ar fi 30-35% anual din suma investită. Asta în ce complex a fost? Nusco. Este Nusco vorba sitia. de Nusco City, da. Uh -huh. Explică-mi, rog, cum în acești șase ani tu nu te-ai plictisit din sfera imobiliară? Jobul meu îmi oferă un mod activ de viață, bani, dezvoltare continuă. Mm -hmm. Cum aș putea să mă plictisesc? Ce presupune pentru tine dezvoltarea personală? Este vorba de oameni noi, de tranzacții interesante care în fiecare zi te fac să te dezvolți. Foarte multe oferte bune la care eu am acces printre primii cunoștințe cu dezvoltatorii mari de pe piața noastră. Deci sunt o sumedenie de plusuri care fac asta să fie foarte interesant zilnic. De ce ar trebui să ai încredere într-un agent imobiliar? Sau, mai bine spus, dacă eu doresc să procur, de ce ar trebui eu să apelez la tine? Agentul imobiliar are acces la oferte care nu sunt expuse în mediul online, oferte exclusive. Îți asigură o tranzacție transparentă și îți economisește foarte mult timp. Să presupunem că am 30.000 de euro. Uh, cum ai sugerat să, să investesc? Corect. Deci, la momentul actual, în Chișinău avem complexe unde de prima rată este 5-6.000 de euro. Uh -huh. Deci ai putea procura câteva apartamente în stadiu uh -huh. inițial. Aștepți un an de zile în care prețul crește constant, uh -huh. lunar sau o odată la două luni. Uh -huh. Și, într-un an, poți avea un profit plus 35% la suma investită. Asta, bineînțeles, că achitând trimestrial o sumă oarecare pentru apartamentele date. Desigur. Uh -huh. Avem complexe în care companiei de construcție oferă achitare pe 60 de luni uh -huh. în rate, fără nicio dobândă. Deci, fără niciun comision, absolut fără nimic. Întreb pentru un prieten, dacă el nu are un post de lucru care este oficial, unde să poată demonstra venitul său, el poate să procure un apartament? sau să investească. Da, pentru că foarte multe companii de construcții ne propun acum achitare în rate pe 5 ani fără niciun venit oficial. Dai prima rată 5-6 mii de euro pentru un apartament cu o cameră și apoi echiți lunar sau trimestrial timp de 5 ani. El are nevoie de un pachet de acte sau doar buletinul sau cum lucrează tot? Și este doar cu buletinul. Doar Cuvânt. cu buletinul? Da. Explică mai clar cum are loc tot procesul. Dacă vorbim de un apartament cu o cameră, uh -huh. de exemplu, prima rată ar fi în jur de 4.500 de euro, da. iar apoi timp de 5 ani achiți lunar 750 de euro aproximativ. Sau ai posibilitatea să achizi trimestrial, corect? Da, corect. Iana, îți mulțumesc foarte mult că ai făcut parte din acest podcast și te-ai împărțit câteva careva gânduri importante pentru noi. Iar noi ne vedem cu un alt invitat în următorul podcast.